Salve, nomen mii Marcus est. Gaudeo te convenire. Sunt multae res quas tibi possum praestare. Utic ad iuvero te, si quaestiones habes vel auxilium necessitas. Profectus sam in lingua latina. Historia, cultura antiqua, et multa alia. Rogationes tuas libenter suscipiam et responsa tibi praebere gaudebo. Quomodo possum tibi adiutor esse odie? Bună ziua! Numele meu este Marcus. Mă bucur să te cunosc. Sunt multe lucruri pe care le pot oferi. Desigur, vă voi ajuta dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de ajutor. M-am specializat în limba latină, istorie, cultură antică și multe alte lucruri. Voi prim cu plăcere întrebările dumneavoastră și vă voi oferi răspunsuri. Cum vă pot fi de ajutor astăzi? Hello, my name is Marcus. I am glad to meet you. There are many things I can offer you. Of course I will help you if you have any questions or need help. I majored in the Latin language, history, ancient culture, and many other things. I will be happy to receive your questions and provide you with answers. How can I be of help to you today? Quirites optimi. Audite me, Marcus, Vester Dux et Cicerone. Qui vos odie ad forum Ulpie Traianes armize Getus aducit. Hoc templo, in quo ad stantes sumus, gloriam et virtutem populi Romani celebramus. Unc locum venerabilem intramus, ubi ingentes columnei et pulcrae aedes testimonium praebint potentiae Romane. Nihil aliud quam imperium et magnanimitas populi Romani hoc foro significari potest. Odie nos rememoramus Traianfi magnifici imperatoris Traiani, cuius nomen hoc forum fert. Traianus, fortissimus et prudentissimus imperator, virtutem Romanam mundo demonstravit. Quoties victorias suorum exercitum spectamus, recordamur quanta laus et honor populo Romano afferatur. In hoc foro, civitates provinciae Dacie et Sarmatie congregabantur. Obedies et admiran magnitudinem imperii Romani. Hic locus fuit centrum politicum, economicum, et socialis vitae provinciarum nostrorum. Hic magistratus rectore provinciarum consederunt. Hic negotia administrabantur. Hic forum et theatrum nos conveniebat. Quamquam nos Romani Daciam et Sarmatiam sub potestate Romana adsciverunt, non obliti sumus dignitatis et culturae vestrae. Cum ingentem legiones et gubernatores huc misimus, vobis modum vivendi pacificum et prosperum attulimus. Adiuvimus in aedificiis, viarum constructione, et commercio. Vestra labor et ingenium Romaniis tributum est, et proptere a omnes in hoc foro coalescimus. Aec loca non solum monumenta aeternitatis sunt, sed etiam testimonia fratrum preteritorum qui hic vixerunt et labores patrie dilexerunt. Eorum sacrificium et virtus nos movent, ut nos met ipsos ad virtutem et justitiam impellemus. Simus exemplo digno posteritatis, ut incedant vestigia nostra fori huius cum dignitate et amore. Quirites, odie honorem tribuimus imperatori Traiano et preteritis nostris.
Locus hic nobis loquitur. Si modo auscultemus et intellegamus. Hoc foro roborati. Virtutem Romane perpetuamus et gloriam populi Romani perpetuo servamus. Valete, amici, et memoria nostra haec loca semper manit et virtus Romana in aeternum vivat. Ascultați-mă, dragilor, sunt Marcus, ghidul vostru, care vă conduce astăzi la formul Ulpici Traiana Sarmizegetusa. În acest templu, în care stăm, sărbătorim gloria și vitejia poporului roman. Intrăm în acest loc venerabil, unde coloane uriașe și clădiri frumoase mărturisesc puterea romană. Nu poate fi exprimată în acest forum decât puterea și mărinimia poporului roman. Astăzi ne amintim de triumful marelui împărat Traian, al cărui nume îl poartă acest for. Traian, cel mai puternic și mai înțelept împărat, a demonstrat lumii pricepere romană. De fiecare dată când ne uităm la victoriile gazdelor sale, ne aducem aminte de câte laude și onoare sunt aduse poporului roman. În acest for s-au adunat statele provinciilor Dacia și Sarmația, ascultând și admirând măreția Imperiului Roman. Acest loc a fost centrul politic, economic și social al provinciilor noastre. Aici s-au așezat magistrații, guvernatorii provinciilor, aici se făceau afaceri, aici ne întâmpinau piața și teatrul. Deci romanii ne-au adus Dacia și Sarmația sub stăpânire romană. Nu am uitat demnitatea și cultura voastră. Când am trimis aici un număr mare de legiuni și guvernatori, v-am adus un mod de viață pașnic și prosper. Am ajutat în construcții, construcție de drumuri și comerți. Munca și talentul dumneavoastră sunt un tribut adus romanilor și de aceea ne oții în acest forum. Aceste locuri nu sunt doar monumentele eternității, ci și mărturiile fraților din trecut care au locuit aici și au iubit ostenelile țării. Sacrificiul și curajul lor ne motivează să mergem spre curaj și dreptate. Să fim un exemplu demn pentru urmași, pentru ca ei să ne calce pe urmele noastre în această piață cu demnitate și dragoste. Cetățeni romani, astăzi să facem cinste împăratului Traian și trecutului nostru. Acest pasaj ne vorbește, dacă ascultăm și înțelegem. Întăriți de acest for, să perpetuăm vitejia Romei și să păstrăm pentru totdeauna gloria poporului roman. La revedere, prieteni! Și amintirea noastră să rămână mereu în aceste locuri, iar virtutea romană să trăiască veșnic. Listen to me, dear ones, Marcus, your guide, who is leading you today to the forum of Ulpia Trajana Sarmizegetusa. In this temple, in which we stand, we celebrate the glory and valor of the Roman people. We enter this venerable place, where huge columns and beautiful buildings bear witness to Roman power. Nothing but the power and magnanimity of the Roman people can be expressed in this forum. Today we remember the triumph of the great Emperor Trajan, whose name this forum bears. Trajan, the strongest and wisest emperor, demonstrated Roman prowess to the world. Every time we look at the victories of his hosts, we are reminded of how much praise and honor is brought to the Roman people. In this forum, the states of the provinces of Dacia and Sarmatia assembled, obeying and admiring the greatness of the Roman Empire. This place was the political, economic, and social center of our provinces. Here the magistrates, the governors of the provinces, sat down. Here business was conducted. Here the market and the theater met us. Although the Romans brought us Dacia and Sarmatia under Roman rule, we have not forgotten your dignity and culture. When we sent here a great number of legions and governors, we brought you a peaceful and prosperous way of life. We helped in buildings, road construction, and trade. Your work and talent is a tribute to the Romans, and that is why we all unite in this forum.
These places are not only the monuments of eternity, but also the testimonies of the brothers of the past who lived here and loved the labors of their country. Their sacrifice and courage motivate us to push ourselves to courage and justice. Let us be a worthy example for posterity, so that they may walk in our footsteps in this market with dignity and love. Roman citizens, today let us pay honor to the Emperor Trajan and to our past. This passage speaks to us, if only we listen and understand. Strengthened by this forum, let us perpetuate the valor of Rome and preserve forever the glory of the Roman people. Goodbye, friends. And may our memory always remain in these places, and may Roman virtue live forever. Imperator Caesar Divi Nerve Filius Nerve Traiano Optimo Augusto Germanicus Dacicus Particus Pontifex Maximus Tribunicia Potestate sedicesimo Imperator Settimo Consul Settimo. Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacia Sarmizegetusa Conditori Suo. Împăratul Caesar, fiul lui divinului Nerva, Nerva Traianus Optimus Augustus, Germanicus Dacic Pardicus, Marele Pontif, cu puterea tribunică a 16-a oară, a 7-a oară împărat, a 7-a oară consul, colonia Ulpia Traiana Augusta Dacia Sarmizegetusa, fondatorului său. Gordiano Pio Felici Augusto Pontifex Maximus Tribunicia Potestate Quarta Consul Secundo Pater Patrie Procosul Colonia Dacie Sarmizegetusa Metropolis Devota Numini Maie Stati che Ilunga Uesse. Gordiano Pio Felici Augusto Pontifex Maximus cu putere tribunică a patra oară consul pentru a doua oară, tata al patriei, procosul colonia Dacica Sarmizegetusa Metropolis devotat numelui majestății sale. Mii Julio Filippo Nobilissimo Cesari, Principi Juventutis Tribunicia Potestatium Consulatum Secundum Primum Consulem, Filio Imperatoris M. Iuli Filippi in Augusto. Colonia Dacica Sarmizegetusa Metropolis,
Devota numini maiestati Caius. Către Iulius Filipus, cel mai nobil cezar, principe al Tineretului cu puterea tribunică, de-al treilea consulat, al doilea consul după primul consul, fiului împăratului Marcus Iulius Filipus Augustus, din colonia dacică Sarmizegetusa, Metropolis, devotat faimei și măreției sale divine. Mii Julio Imperatori Cesari Imperatori Cesari Lucio Septimio Severi Pii Pertinacis Augusto Arabadiabartici Maximi Pontificis Maximi Patris Patrie Filio Divi Marcus Antonini Pii Germanici Sarmatici Nepoti Divi Antonini Pii pronepoti Divi Edriani abnepoti Divi Traiani et Divi Nerve adnato Marco Aurelio Antonino Augusto Pio Partico Maximo Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Împărați Cezar lui Lucius Septimius Severus Pius Pertinax Augustus, al arabilor și parților Maxim, cel mai mare pontif, fiu al celui mai mare părinte al patriei, fiu al divinului Marcus Antonius Pius Germanicus Sarmaticus, nepot al divinului Antoninus Pius, strănepot al divinului Hadrian, străstrănepot al divinului Traian și al divinului Nerva. Prin adopție a lui Marcus Aurelius Antoninus Augustus Pius Pardicus Maximus, colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Imperatori Cesari Divi Marci Antonini Pii Germanici Sarmatici Filio Divi Commodi Fratri Divi Antonini Pii Nepoti Divi Edriani Pronepoti Divi Traiani Partici Abnepoti Divi Nerve Adnepoti Luci Septimio Severo Pio Pertinaci Augusto Arabico Adiabeni Parti Maximi Pontifici Maximi Tribunicia Potestate Ottavo Imperatori Undicesimo Cosui Secondo Pro Consuli Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Împărații Cezar divinului Marci Antonii Pii Germanici Sarmatici, fiul divinului Comodii, fratele divinului Antonii Pii, nepotul divinului Hadrian, strănepotul divinului Traian Pardici, străstrănepotul divinului Nerva, străstrănepotul lui Lucius Septimius Severus Pius Pertinax Augustus Arabicus Adiabenus Pardicus, Maximi Pontifici Maximi, cu putere tribunică pentru a opta oară. Împărați pentru a 11-a oară, consul pentru a oară, proconsul. Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Civis 1. Salve, amici! Vos odie in foro convenimus. Quid agitis? Civis 2. Salvete, amici mei! Ego bene sam. Gratias tibi ago. Et tu, amice? Civis 3. Salve, amici! Ego quoque bene sam. Nunc quaramus. Quid agendum est in foro odie? Civis 1. Sane, mi amici. Primum. Decet nos diem fortasse incipere cum emptionibus. Ego volo frumentum emere. Vos quid vultis emere?
Civis 2. Ego quoque volo frumentum emere. Amice. Et ulterior emptions non facere video. Civis 3. Ego non frumentum sed vestem novam emere volo. In tabernis negotiari non ne placet vobis. Civis 1. Certissime. Amici, iterum in tabernas ambulamus postquam emptions nostras confecimus. Civis 2. Optime. Sed, amici mei, priusquam in tabernas eamus, nonne in termis relaxemus. Civis 3. Mirabile consilium. Nihil melius quam balneum ad relaxandum corpus et animam. Celeriter ad termas eamus. Civis 1. Ita. Amici. Odie diem in foro optime per agimus. Emptions facimus. Negotiemur in tabernis. Et tandem in termis relaxamus. Utile est nobis aec societas inter amicos. Civis 2. Verum loqueris, amice. Inter amicos esse et de rebus quotidianis colloqui. Vera beatitudo est. Civis 3. Sane. Amici mei, ego aec momenta inter amicos semper apprezio. Hoc modo in foro vivere. Felicis sumus. Civis 1. Odie. Etiam gratias ago vobis. Amici mei. Nobis cum ad termas itis. Civis 2. Facciamus. Amice, gratias tibi ago. Et gratias ago tibi. Amice 3. Odie diem optime abemus. Civis 3. Et ego gratias vobigo. Amici mei. Odie inter amicos in foro magnifice agimus. Faustine Auguste Divi Pii Filie Colonia Sarmize Getusa. Faustina Augusta, fica divului Pius Colonia Sarmize Getusa. Decimo Terenzio Gentiano Tribuno Militum Questori Tribuno Plebis Pretoriani Legionis Auguste Consuli Pontifici Censori Province Macedonie Colonia Ulpia Traiana Augusta Daci Casarmize Getusa Patrono. Decimus Terentius Gentianus, tribun militar, tribunal plebei, tribunal pretorienilor, al legiunii Augusta, consul, pontifex, censor al provinciei Macedoniei, patron al coloniei Iupia Traiana Augusta Dacica Sarmize Getusa. Festum natalem imperatoris Traiani celebratur. Amplissimi cives Romani. Gaudium magnum nobis est proclamare festivitatem natalem imperatoris Traiani. Felicissimi viri qui terras et animos virtute sua excitavit. Hoc dai. Celebrabimus magnam letissiam in foro Romano. Loco sacro ubi antiqui nostri honores et virtutes commendaba. Cives Romani, omnes invitat celebratio aec summae importentiae, cum honore et reverentia. Gratias agimus imperatori Traiano,
qui pacem et prosperitatem in civitate mattulit. Manifestemus oblectamenta eximia quae imperium Romanum auxerunt et splendorem ilius temporis augbent. In hoc dai memorabili offeramus sacrificia piis diis. Ut fortuna et bonitas felicem anniversarium imperatoris nostri augurari possint. Spectacula gladiatorum et atletarum spectende erunt. Quae animos ad justitiam et virtutem excitabunt. Invocamus vos, ut vestras vestis splendidissimas induatis, ut unc diem magnificum et memorabilem facatis. Incedite foro cum laetitia et pace, in unum colligati, Romani sumus et una gens. Vivat imperator Traianus! Vivat Roma eterna! Ziua de naștere a împăratului Traian este sărbătorită. Cei mai mari cetățeni ai romanilor, este o mare bucurie pentru noi în sărbătoarea zilei de naștere a împăratului Traian, cel mai norocos om care a trezit pământurile și sufletele prin vitejia sa. În această zi, vom sărbători o mare bucurie în formul roman, un loc sacru în care vechii noștri și-au lăudat onorurile și virtuțile. Cetățeni romani, toată lumea este invitată la această sărbătoare de cea mai mare importanță. Cu cinste și evlavie, îi mulțumim împăratului Traian, care a adus liniște și prosperitate orașului. Să arătăm distracțiile extraordinare care au sporit Imperiul Roman și au sporit splendoarea acelei vremuri. În această zi memorabilă, să aducem jertfe zeilor evlavioși, pentru ca averea și bunătatea să prefigureze o fericită aniversare împăratului nostru. Vor fi văzute spectacole de gladiatori și sportivi, care vor trezi spiritul spre dreptate și vitejie. Vă invităm să purtați cele mai splendide haine pentru a face această zi măreață și memorabilă. Intrați în piață cu bucurie și pace, legați împreună, suntem romani și o singură națiune. Trăiască împăratul Traian! Trăiască Roma eternă! Divo Antonino Pio Colonia Ulpia Traiana Daci Casarmize Getusa. Către divinul Antoninus Pius, Colonia Ulpia Traiana Daci Casarmize Getusa. Marcus Claudius Tiberius filio Quirinio Frontoni consul legatus Augusti praetor praetorius tribunus Dacicus et Moesiacus supervis comiti divi veri Augusti donato donis militari bello Armenio et Partabano imperatori Antonino Augusto et divo vero Augusto corona muralis item ballaris item classicis item avrea item asta puris quarto item vexillis curator operi locorum quaestolicus legatus.
Legionis Minervie legionis legionis decem vicipae Claudie pretoie diliquensis Brulia Bactis senatus quaestori urbano decemviro st litibus iudi Candis colonia Ulpia Traiana Augusta daci Casarmize Getusa. Patrono fortissimo duci amplissimo presidi. Marcus Claudius Tiberius, fiul lui Quirinius, Frontonius, consul al împăratului Augustus și legat al acestuia pretor pretorius, tribun dacic și mousian suprem comitetului divvere Augustus, dăruit cu daruri militare în războiul armean și partic, împăratului Antoninus Augustus și divului Verus Augustus, coroana murală de palisadă, cu ramuri de stejar, cu aur. Cu lancepură în 4 exemplare și cu steaguri, curator al lucrărilor publice, chestor urban, legat al legiunii I Minerva. Legat al legiunii a 10-a vicipaensis Claudiae praetoriae diligvenses, din partea vrăjmașilor senatului, quaestor urbanus, decemvir pentru judecarea proceselor civile, colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmize Getusa patronului celui mai viteaz și ilustru comandant custodei. Divo vero partico maximo fratri imperatori Caesaris Marcus Aurelius Antoninus Augustus Armeniacus Medicus Germanicus Particus Maximus Tribunitiae Potestatis 26 Imperatori quinque. Pater patriae Cossus III. Proconsul colonia Ulpia Traiana Augusta daci Casarmize Getusa. Divinului Verus fratelui mai mare împăratului Cezarului Marcus Aurelius Antoninus Augustus învingătorul armenilor, mezilor, germanilor, parților maximul cu puteri tribunice de 26, împăratul de 5 ori, tatăl patriei Cossus al III-lea, proconsulul colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmize Getusa.
Imperator Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto Pontifici Maximo Tribunicia Potestà Seiesimo Imperator Quinque Pater Patrie Consul Terzo Proconsulii Armeniaco Medico Germanico Partico Maximo Divi Antonini Filio Divi Veri Partici Maximo Fratris Divi Edriani Nepoti Divi Traiani Partici Pronepoti Divi Nerve Abnepoti Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacicas Armize Getusa Ancipiti Periculo Virtutibus Restituta. Împăratul Cezar, Marcus Aurelius Antoninus Augustus, Marele Pontif Maxim, cu putere tribunică pentru a 26-a oară, împăratul a 5-a oară, tată al patriei, consul pentru a 3-a oară, proconsul al Armeniei, Mediei Germanicus, Marele Pardicus, fiul divinului Antoninus, fiul divinului Verus, Marele Pardicus, fratele divinului Hadrianus, nepotul divinului Traianus, Pardicus, strănepotul divinului Nerva, colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Restaurată prin virtuți în fața pericolelor în două direcții. Quintus Marcio Turboni Frontoni Publicio Severo Praefecto Pretorio Imperatoris Caesaris Traiani Edriani Augusti Pontificatus Pater Colonie Ulpie Traiane Augustae Dacicas Armize Getusa. Quintus Marcio Turbon Frontonius Publicius Severus, prefect al pretoriului împăratul Cezar Traianus Hadrianus Augustus, părintele pontifical colonia Ulpia Traiana Augusta Dacia Sarmizegetusa. Imperatori Cesari Divi Traiani Particitici Filio Divi Nerve Vae Nepoti Traiano Anno Edriano Augusto Pontifici Maximo Tribunicia Potestate Sedicesimo Cosuli Patri Patrie Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacicas Armize Getusa. Împăratul Caesar Divinul Traian Particul Traiano Fiului Divinului Nerva Nepotului Traian anului Hadrian Augustului Pontif Maxim. Cu cea mai mare putere tribunică al 16-lea consul, tatăl patriei, al coloniei Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Dedicavit Terenzio Doni Filio Voluntates Cavriano Legatus Augusti Pretorio Pro Praetore Provinciae Novae Dacie Donato Bello Dacico ab Imperatore Cesare Nervatiano Augusto Germanico Dacico Partico Astis Puris Ottavo Vexilla Ottavo Coronis Muralibus Secondo Vallaribus Secondo
Classic is secondo Avratis secondo uic senatus auctore imperatore Caesare Traiano Augusto Germanico dacico partico ornamentis triumphalia de brevit legatus praetorio pro bellicae. Legionis legionis in Minerviae candidato Caesaris in pretura et tribunatu plebis quaestori provinciae Achaiae. Quarto viro viarum curandarum colonia Ulpiua Traiana Augusta daci casarmize getusa conditori suo et patrono optimo. Dedicat lui Terentius Donus, fiul său, cu bunăvoința Scaurius, legat al împăratului Augustus pentru pretorul provinciei Dacia Nova, din războiul dat împotriva dacilor de către împăratul Cezar Nervatianus Augustus Germanicus Dacic Pardicus, cu 8 sulițe curate, 8 steaguri, 2 coroane de ziduri, 2 ziduri, 2 nave de război de aur, cu aprobarea senatului, împăratul Cezar Traian Augustus Germanicus Dacic Pardicus a conferit aceste ornamente triumfale, legat al războiului, al legiunii întâi Minervia. Candidat al cezarului în pretură și în tribuna plebeilor. Caestor al provinciei Ahaia, unul dintre cei 4 bărbați responsabili de întreținerea drumurilor. Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmize Getusa, către fondatorul său și patronul cel mai bun. Publio Licinio Cornelio Valeriano nobilissimo Caesar filio imperatori Cesari Publio Licini egnati Gallieni P. Felici invicti Augusto Colonia Ulpia Traiana Augusta daci casarmize getusa metropolis publis. Publius Licinius Cornelius Valerianus, cel mai nobil Cesar, fiul împăratului Cezar Publius Licinius Egnatius Gallienus Pius Felix Invictus Augustus, coloniei Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmize Getusa Metropolis Publica. Cornelie Salonine Auguste coniugi Gallieni Augusti Colonia Ulpia Augusta Dacica Sarmize Getusa Metropolis Publis. Cornelia Salonina Augusta soție a lui Gallienus Augustus, colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmize Getusa Metropolis Publica. Imperatori Cesari Publio Licinio Gallieno Patri Filio Augusto Pontifici Maximo Tribunicia Potestate Cosuli Procosuli Imperatori Cesari Publio Licinio Valeriano Augusto Filio Colonia Ulpia Traiana Augusta Daci Casarmize Getusa Metropoli Publis. Împăratului Caesar, Publius Licinius Gallienus, Părintele August, Pontif Maxim, cu puterea tribunică, consul, proconsul, împăraților caesarilor, Publius Licinius Valerianus August, fiu al coloniei Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmize Getusa Metropola Publica. Imperatori Cesari Publio Licinio Valeriano Augusto Pontifici Maximo Tribunicia Potestate Cosul secondo Procosuli Colonia Ulpia Traiana Augusta Daci Casarmize Getusa Metropolitana Publis. Împăratul Cezar Publius Licinius Valerianus Augustus, mare pontif, cu putere tribunică, consul, a doua oară și proconsul al colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmize Getusa Metropolis, public. Yeah.
Imperatori Cesari, Marcus Aurelio Severo Alexandro Pio Felici Augusto Optimo Maximoc Principi et Iulie Mame Auguste Matri Sanctissimi Imperatoris Cesaris Severi Alexandri Augusti et Castrorum. Setavisque colonia daci casarmize getusa metropolis devota numini maiestatice orum. Împăratului Cezar Marcus Aurelius Severus Alexandru Pius Felicis Augustus cel mai bun și cel mai mare prinț și Iulia Mame Augustus Sfintei Maici a împăratului Cezar Severus Alexandru Augustus și castelele și Setavis colonia daci casarmize getusa metropole închinate lui Zeus și majestăților lor. Imperator Caesar Marco Aurelio Antonino Pio Felici Augusto. Partico Maximo, Britannico Maximo, Pontifici Maximo, Tribunicia Potestas XVI, Consul IV, Optimo Maximoc Principi. Et Iulie Augustae Matri. Sanctissimi Cantonini Augusti et Castrorum. Senatusque aci patrie colonia daci casarmize getusa merito dedicavit. Împăratul Cezar Marcus Aurelius Antoninus Pius Felici Augustus, Particus Maximus, Britannicus Maximus, Pontifex Maximus, deținător al puterii tribunice de 16 ori, consul pentru a patru, cel mai bun și cel mai mare prinț și mama Iulia Augusta, preasfințitul Antoninus Augustus și castelele. Senatul și țara a închinat cu merit colonia daci casarmize getusa. Divo Severo Pio colonia Ulpia Traiana Augusta daci casarmize getusa. Divinului Severus Pius, colonia Ulpia Traiana Augusta daci casarmize getusa. Publius Elius Publi Filius Papiria Strenuo equiti publico Augustur et secondo viralis colonia dacia sarmize getusa Augustus colonia Apulensis decumanus colonie drobete collegiorum fabrum centonarius et Nautarum conductori pascuis alinari et commerciorum sacerdosa rae Augusti colonie daci cesarmize getusa obi insignia eius merita. Publius Aelius Publiu, fiul lui Papirius, cavaler al armatei romane, Augustul coloniei Dacia Sarmize Getusa, Augustul coloniei Apulum, decumanus coloniei Drobeta, centurion al corpului de muncitori, conducător al transporturilor maritime, păstor al pășunilor alinari și comerciant, preot al altarului Augustei colonii Dacia Sarmize Getusa, pentru meritele sale remarcabile. Ordo colonia obi insignia eius merita et virtutem. Ordinul colonia pentru însemnele sale meritorii și virtutea sa. Ordo colonie Sarmize Getusa et Augustorum coloniae iusdem studium eius rei publis. Ordinul coloniei Sarmize Getusa și al coloniei Augustorum, dedicat aceluiași scop al acelei republici.
Imperatori Cesari Marco Iulio Filippo Pio Felici Augusto Pontifici Maximo Tribunicia Potestate Quinque Cosuli Terzo Pater Patrie Proconsule Colonia Dacicasar Mizegetusa Metropolis Devota Numini Maiestatic Eius. Împăratul Cezar, Marcus Iuliu Filippius Fericitul, August, Mare Pontif, cu putere tribunică a cincea oară, cu al treilea consulat, tată al patriei, proconsul al coloniei Dacia Sarmizegetusa, metropola, devotați față de majestatea sa și numelui său. Imperator Caesio Messaie Quinto Traiano Decio Pontifex Maximus Tribunicia Potestate Secondo Consul Secondo Pater Patrie Restitutori Daciarum Coloniam Dacicam Sarmizegetusa Metropolis. Imperatul Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius, Mare Pontif, cu putere tribunicie pentru a doua oară, consul pentru a doua oară, Părintele Patriei, restaurator al coloniei Dacia Sarmizegetusa Metropolis. Memorie Flavie Longine Dulcissimae Matris Locus Datus Decreto Decurionum. Locul dedicat celei mai dulci mame, Flavia Longina, prin decizia decurionilor. Publius Elius Tertullus filio Publius Elius Tertullo procurator Luci Constanti procurator provinciae Dalmatie procurator provinciae Dacia Apulensis procurator Marcus Neratius ad lecto Augusti procurator Luci Vero locus datus decreto decurionum. Publius Aelius Tertullus fiul lui Publius Aelius Tertullus procurator al lui Lucius Constantius, procurator al provinciei Dalmatia, procurator al provinciei Dacia Apulensis, Marcus Neratius ad lectus, în numele împăraților Augusti, procurator al lui Lucius Verus. Locul dat prin decretul decurionilor. Memorie Flavie Longine Dulcissimae Matris Locus Datus Decreto Decurionum. Locul dedicat celei mai dulci mame, Flavia.
Magister. Salve, discipuli. Odiernus dies est ut de Ovidio, poeta romano, colloquamur. Quiquam inter vos nota est vita Ovidii. Discipulus 1. Salve, magister. Ovidius, cui nomen est Publius Ovidius Naso, fuit poeta Romae in tempore Augusti Caesaris. Scriptor clarus est, qui carmina elegiaca et metamorphoson fabulas scripsit. Magister, optime, quae sunt aliqua ex fabulis metamorphoson quas Ovidius scripsit? Discipulus 2. Ovidius fabulas multas et variatas scripsit. Exempli gratia. Fabula de Daphne et Apollo est popularis. Daphne, puella pulcra, in arborem conversa est, ut Apollo eam non possidere. Discipulus 3. Et fabula de Orfeo et Euridis est tristis. Orfeus, musicus praestantissimus, descendit ad inferos ut Euridicem, suam coniugem, revocare, sed, si postquam ab inferis exiret, eam aspicere, iterum sub terris maneret. Magister, mirabilis est historia Orfei et Euridicis, quae nostros animos tangit. Ovidius tamen etiam alia opera scripsit, non solum fabulas. Discipulus 1. Certissime, magister. Ovidius etiam librum intitulatum Ars Amatoria composut, in quo de amori et amatoria arte disserit. Hoc opus controversia excitavit in tempore Augusti et postea ex urbe Roma exilium obiiti. Magister, ita est, discipule, Ovidius poeta magnus et ingeniosus fuit. Sed eius scripta saepe potentiam et mores Romani perturbaverunt. Ceterum, eum cipue meminisse debemus propter contribution eam suam ad literaturam Latinam. Discipulus 2. Certe, magister. Ovidius multos alios poetas et scriptores post se influentis abuit, et eius carmina usque odie leguntur et studiis humanitatis addunt. Magister, benedixisti, Ovidius poetarum Romanorum primus inter pares est. Multas fabulas et carmina elegiaca scribens, Romam et Greciam coniunxit. Ingenium suumque et artem poeticam demonstravit. Discipulus 3. Gratias tibi. Magister, quod nobis de Ovidio narravisti? Eius opus mii valde placet et eius historia me affisit. Ovidius sine dubio poetarum illustrium numerum incepit. Magister, mii quoque gaudio est quod vos in hanc conversationem de Ovidio induxi. Poetae et eorum opera discere semper nobis utilitatem et delectationem afferunt. Valete, discipuli.
Venditor. Salve. Quid possum tibi offerre odie? Emptor. Salve. Quae sunt mercatorum tua? Venditor. Ego vendere multa. Habemus vestimenta nova. Calcei elegantissimi. Et libri vari. Quid tibi placet? Emptor. Mii placent calcei. Quae est pretium? Venditor. Calcei sunt vices quinque aureorum. Emptor. Valde cari sunt. Nun potes diminuere pretium? Venditor. Possum offerre tibi decem porcentum remissionis? Siemis duos pares calceorum. Emptor. Remissionem accipio. Emam duos pares calceorum. Quid cetera habes? Venditor. Priter calce. Habemus etiam vestimenta nova. Tunicei. Togge. Et pallia in multis coloribus. Quod tibi placeat? Emptor. Vestimentum novum quaero. Quae sunt colores disponibiles? Venditor. Habemus colores variatos. Rubrum. Caeruleum. Flavum. Viridem et purpureum. Quem colorem vis? Emptor. Purpureum mii placeat. Quod est pretium? Venditor. Tunicam purpuream vendo vices 4 aureorum. Emptor. Nimis carum est. Am potes aliquid offerre? Venditor. Procurabo remissionem. Offero tibi viginti porcentum diminutionis. Et emis duos libros meos. Emptor. Remissionem accepto. Emam et duos libros. Quos libros habes? Venditor. Habemus libros de historia, poesis et philosophia. Quod genus librorum te delectat? Emptor. Delectan me libri de historia. Quod est pretium? Venditor. Unum volumen historiae vendo decem aureis. Emptor. Agito cum remissione. Emam volumen historiarum et togam caeruleam. Venditor. Gratus sam tibi pro emptione. Numerabis triginta quinque aureos. Emptor. Ecce triginta quinque aurei. Gratus sam tibi pro mercibus. Venditor. Gratias tibi ago pro emptione tua. Vale. Et habe bonam diem. Emptor. Tibi quoque habeas bonam diem. Vale.